Vali Porcișteanu se gândește la copii după ce s-a despărțit de logodnica lui. Pilotul BCR Leasing Rally Team a făcut cuplu cu cântăreața Alesia, doar în scop caritabil. În iarnă, Porcișteanu l-a adus pe Moș Crăciun în bolidul său la o casă de copii. Pilotul a revenit acum și a plimbat pe cei mici în mașina sa de raliu de 350 de cai putere, în timp ce Alesia i-a învățat să cânte și să danseze. Da, am cântat cu ei la o zăpăcii pe Vali. Cu mașina, mai cu motoare. Și pe mine, ia-mă și pe mine, ture. Mai du-mă o tură și pe mine, încă o tură pe mine. Am mai fost prezent aici de Crăciun și atunci a fost o senzație extrem de plăcută și s-a repetat din nou și de această dată. Mă bucur că le-am mai făcut încă o zi fericită. Porcișteanu și Alesia sunt prieteni de mulți ani. Pilotul o ajuta pe vedetă să ajungă la timp la concerte. Acum o va ajuta să și conducă ca un pilot de raliuri. După mai bine de 10 ani ne-am reîntâlnit. Fiecare dintre noi cu obiectivele îndeplinite, să zicem, ea cu muzica în sânge de mică, de când o duceam pe la diverse concerte cu mașina. Da, Vali mă ducea la concert. Eu abia începusem să conduc. Alesia conduce foarte bine. Copiii au promis că vor ține pumnii pilotului la raliul Sibiului. Boliții de sud de cai vor face paradă în centrul Sibiului joi de la ora 20. Startul festiv se va da de la ora 20:30.